Nu-i mai vede nimeni bună seara dosar de politician și ce dosar este astăzi Liviu Dragnea, șeful PSD, pus sub acuzare într-un nou dosar penal. Este dosarul Teldrum, da? Dosarul pe care multă lume l-aștepta. A văzut lumina zilei astăzi, șeful PSD pus sub acuzare pentru abuz în serviciu, o poveste foarte încâlcită. Poveste care datează din anul 2011, un dosar închis inițial în 2013, tocmai de cei de la DNA, redeschis anul trecut în septembrie și livrat opiniei publice după un an de zile. Așadar, Teldrum, da, Teldrum l-a ajuns până la urmă afacerea asta pe șeful PSD. Vă prezint invitații în această seară, doamna avocat Maria Vasi. Bună seara, doamnă! Bine. Nu sunteți avocatul domnului Dragnea în acest dosar. În acest dosar, nu. În alte dosare. Prezint concluzii fără să mi le luați sub semnul întrebării, spunând că sunt partinică. Am înțeles. Dar subiectivă poate că sunteți, o să vedem dacă va fi așa. Sabin Orcan, bună seara, Sabin. Bună seara. Mulțumesc pentru prezență. Dan Bucura, Alex Macoveciuc și Alecu Racovicianu, mulțumesc pentru prezență. Haideți să încep cu o întrebare. Toată lumea face analize, face prognoze politice, judiciare, toată lumea citește documente, este o întreagă nebunie, pentru că azi, 13 noiembrie, este o zi importantă. Este practic Sabin Orcan. Ce este? Începutul sfârșitului pentru Liviu Dragnea? Este confruntarea care a ajuns la momentul zero, da? Punctul culminat al confruntării între PSD, DNA, Liviu Dragnea. Un început mic și timid care merge așa tiptil, pentru că nu cred la, cum am văzut că reacționează, e adevărat, nu liderii importanți ai PSD, dar o parte din liderii PSD, nu cred că de mâine e sfârșitul, începe sfârșitul lui Liviu Dragnea ca om politic. Dar se apropie momentul acela, sigur fără să fac predicții în ceea ce privește dosarul ăsta, dar o să vă povestesc în această seară și tu știi foarte bine niște lucruri interesante. Cum s-a născut acest dosar? Pe vremea când procurorii au aflat de el din ziarul Adevărul, la care lucram și eu și alături de colegii mei, am lucrat la acest dosar înaintea procurorilor. Dar până ajungem la asta, vreau să spun că nu știu care va fi deznodământul acestui dosar, ar fi și absurd să mă pronunț eu ca jurnalist ce va spune o instanță de judecată peste nu știu cât timp. Îndelungate procesele în România, din păcate. Am avut procese care au durat 10 ani și care s-au terminat prin prescrierea faptelor. Întrebarea nu era legată de o sentință definitivă, ci de soarta politică a lui Dragnea. Victor Ponta a fost pus sub acuzare în 2015, a mai târâit-o câteva luni și a fost obligat. Am spus că a mai târâit dosarul câteva luni și a fost îngenunchiat până la urmă. Într-o puțin altă situație politică, să ne aducem aminte. Totuși, Victor Ponta a plecat de la guvernare într-un moment emoțional al dramei de la colectiv și al protestelor. N-a plecat de bunăvoie, adică pentru că s-a gândit el într-o noapte și a zis hai să nu fac rău partidului și într-o dimineață și-a demisia. Nu, ci pe fondul acelor proteste și-a dat demisia. E adevărat, un gest ok. Dacă avem mâine 100.000 de oameni iarăși în stradă, 300.000. Pentru că ai spus din întrebare, nu putem face predic. Poate avem, poate n-avem. Ce vreau să spun însă că ce am văzut astăzi, încercarea de recrearea unor scene din trecutul, de pe vremea lui Adrian Năstase, în care se duceau de mânuță și chiar defilau pe treptele de la instanță liderii PSD-ului, firavă adunarea de astăzi în jurul lui Victor Ponta, lui Liviu Dragnea, n-au fost așa mulți oameni importanți din PSD, au lipsit Tudose, Firea, oameni, să zicem, cu funcții. Au fost câțiva baronași. Dar, dincolo de asta, nu cred că în acest moment se gândește serios la demisie Liviu Dragnea. Dan Bucura, scurt, este începutul sfârșitului? Eu cred că nu mai are mult dacă mă întrebi așa profetic, deși e greu să spunem. E o luptă, sigur, dar m-a provocat Sabin cu discuția despre, mă rog, și voi, de fapt, cu discuția despre scutul uman de acolo, de dimineață, tot vorbim, cum au venit baronii. Oameni buni, dacă ăla era, dacă ăla e scut, atunci înseamnă că nu mai știm ce înseamnă. Am văzut imaginile cu plăcere, cele de care vorbeam, de la Bivolaru, de la celălalt, la fel, de la Pitei. Ăla era scut. Aici erau trei amețiți care oricum nu știau ce vorbesc. Hai să ne, numai, dacă luăm discursul lui celui de la
cum îi spune, înlocuitorul lui Olguța, domnul Manda. Manda. E ridicol. Acum, toți, o bună parte din cei de aici suntem jurnaliști de investigații. Îmi place să cred că oricum avem mai multe surse decât are băiatul ăsta, chiar dacă e la o comisie importantă. Se întrebat astăzi de televiziune acolo, ce caută și cum caută, putea măcar să spună, a venit să susțin pe șeful, habar n-am. A spus, am venit pentru Liviu Dragnea, pentru că este nevinovat. Păi bă, maestre, de unde știi tu că e nevinovat, că nu știm noi de aici că e vinovat sau nu și evităm, ne ieșim așa, nu știu cum să ne pronunțăm. Chiar dacă poate avem acces la niște informații, mai știm ce mai fi pe dosarul ăla, dar tot nu ne pronunțăm că e vinovat sau nu. El știa astăzi, mama Omida. Deci omul știa astăzi. Hai să vedem imaginea asta, că contrastul ăsta. Deci fii atent. Asta este la Niculescu, care, atenție, nu era... PSD era în opoziție. PSD în opoziție, Niculescu era un baronaș, nu era liderul partidului. Atenție, vorbim de președintele PSD. Și aici erau Năstase, Ponta, Bănicioiu, Severin, dom'le, grei. Erau grei din Partidul Social Democrat, da? Erau pline treptele alea de grei din Partidul Social Democrat. Astăzi am văzut o imagine în afară de iubițel ăsta de la Dolci, care era singurul fan, domnule, i-am venit pentru că e nevinovat, restul toți au cam eschivat pe acolo, întrebați de presă. Alecu Racovician, aceeași întrebare, început de sfârșit pentru Liviu Dragnea, uitându-ne și la baronii care au venit să-l susțină, da? Cum observa Sabin Orcan, n-au fost oamenii grei din PSD. Da, au fost și au 2, 3 dacă niște lideri locali. Dacă îmi permiteți, începutul sfârșitului a fost undeva la începutul anului, când s-a declanșat o cursă nebună și aș pune contra cronometru, dar cronometrele lor merg mult mai greu decât ale noastre, între două personaje, Liviu Dragnea și Laura Codruța-Chioveși, capitanii echipelor spunând că nu interesează finalul acestei curse și fiecare având câte o echipă care lucra. Mult mai guralivi așa păreau cei din echipa lui Liviu Dragnea, care ne anunțau că au declanșat control la DNA, control la parchetul general. Domnul Tudorel Toader, în urmă cu vreo săptămână, ne-a și spus că are un raport de citit și că o să decidă el singur, că l-au lăsat 3-3, ne-a făcut și păi niște calcule. Și cât calcule. Mai citește Toader ăsta? Cât mai citește din păi, raportul legat de sfârșitul, la sfârșitul zilei de astăzi, cititul raportului nu-și mai are efectul public. S-a terminat. S-a terminat legile justiției. O întrebare, toate poveștile. Scurtă și la obiect. Te rog. Lucrăm așa ca la presă. Accepți. Așa, ca și cum ne-am fi cunoscut azi. Da, ca și, și eu aș fi un reporter și tu ești liderul partidului jurnaliștilor independenți. Și eu te întreb așa, o întrebare foarte scurtă și la obiect. Dincolo de meciul ăsta, faptele astea de care e acuzat Dragnea azi, cu întârziere mare, aș zice, foarte mare, ne erau cunoscute, ne erau cunoscute 2000 tuturor. Toamna, domnule, 2000 și ceva toamna, da? 2010-2011, da? S-a întâmplat treaba, o să povestim mai departe. Comunicatul de astăzi spune că faptele continuă și azi. Da, bun, dar eu te întreb, dincolo de meciul ăsta care a început la începutul acestui an, pentru publicul larg este un meci care corect, a început la... Dar meciul cu Teldrum a început de 7 ani. Afacerea asta prima dată. Dacă a început un meci cu Teldrum, înseamnă că procurorii și statul ăsta de drept l-a trucat și l-a pierdut în fiecare an de vreo 6 ani, da? Eu asta a dat pe lângă poartă prima dată. A dat pe lângă poartă, se apropia, băi, uite, a dat la vinclu. Mai ales, și aici este o întreagă discuție, o să discutăm imediat cu doamna avocat, da? Să ne explice povestea asta cu 2013, dosar închis. Paul Dumitriu, un mare procuror de la DNA, vine și închide dosarul ăsta. În 2013 avem documentele, o să le pregătim imediat, un pic mai încolo în emisiune, după care vine doamna Lâncrăjan, o altă tânără procuroare de la DNA, și deschide un dosar, într-adevăr, pe care îl mai împănează cu alte lucruri și reeșapează, da? E ca și cum facem noi investigație, o mai luăm de acum 3-4 ani, mai schimbăm șapoul, mai punem 2-3 declarații și livrăm un material nou după vreo 3-4 ani, eu așa înțeleg. Alex Macoveciu. Eu, nefiind ziarist de investigații nici când eram în presă, nu pot să mă pronunț. Eu am doar două citiri politice foarte simple. Prima nu, cade sau nu Dragnea? Și cât mai durează Dragnea hegemonia șefului PSD după episodul de astăzi? Dragnea a început să cadă de acum 13 luni, de când Iohannis n-a vrut să pună prim-ministru.
Eu sunt puțin mai retrograd decât Iarecu. Nu de la început, de când Iohannis nu a pus pe ministru. Păi de asta am închis-o. Nu era bază legală să fie pus. Era lege. Asta e viața. Și totul de atunci a fost o consecință a acelei situații în care s-a ajuns. Nu, ăsta este răspunsul politic. Deci Iohannis și cu Dragnea s-au vânat până la momentul ăsta și acum Dragnea a luat o decisivă. O definitivă? A luat-o, da, a luat-o, cu vorba reclamei, o perversă de pe ochna. Concluzia mea politică, concluzia mea ce sunt două. Prima, după evenimentul de astăzi, chiar dacă ar apărea de la oricine poze de la pomana porcului, că le-ar da Dragnea, că le-ar da Ponta, că le-ar da Chioveși însăși, în momentul ăsta, lui Dragnea nu îi se mai poate, să mă rog, el și-a pierdut poziția să se victimizeze, pentru că nu poate să fii victimă a unei părți cu care ai tăiat porcul în urmă cu nici 4 ani de zile. Ăsta era un narativ politic bun de victimă a partidului, putea să ajute electoral. Uite, Tăricianu a crescut cu ALDE lui mic, a crescut 2 puncte fiind consemnat împotriva DNA, fiind o victimă, fiind vânat, fiind ministrul pe care Oșteanu îl cheamă, era... Lucrurile sunt foarte diferite. Am citit astăzi, o să vedeți comunicatul DNA, care este foarte lung. Este primul comunicat în care DNA face practic un articol de presă, așa, judiciar, da? Te explică pe kilometri întregi. De obicei, comunicatele erau lapidare, scurte, domnule, ăla e pus sub acuzare, la așa mai departe, la revedere. O secundă și termin imediat. Și cea de-a doua concluzie a mea politică este următoarea. În momentul ăsta, mesajul este pe de-o parte către Parlament și către PSD în felul următor, că avem legile justiție sau pachetul sau abuzul. Păi ce discuție să mai face acum pe pragul de abuz la prejudiciu de 21 de milioane? Pentru că se dădea lumea cu fundul de pământ că cât să fie pragul, să fie sau un leu, potrivă, să fie 2 lei. Acum poți să o faci și ești descărcat de această greutate care plana. Păi, că vezi, doamne, o faci strict pentru Liviu Dragnea. O faci mai departe și îți asumi politic decizia asta cu riscul să fii vânat unul câte unul, sau renunți, ai înțeles mesajul și faci pragul de 21 de milioane de euro, fonduri europene. Dar nu e doar abuz în serviciu. Bun, păi, discutăm de acuzații de spălare de bani și cheia dosarului este, de fapt, povestea cu banii europeni, da? Doamna avocat. Da, din punctul meu de vedere, lucrurile stau cu totul altfel. Pentru dumneavoastră, jurnalist, sau pentru oamenii politici din partidele de opoziție, este un moment excepțional, pentru că pot să speculeze politic un eveniment judiciar. De neau vă spun cu certitudine și vă spun de 20 și ceva de ani, ce ar fi nou. Din păcate, însă, din punct de vedere procedural, de neau a început foarte rău. De ce? Pentru că dumneavoastră ați spus, avem o ordonanță dată de domnul procuror Dumitriu în 2013, care privește aceleași fapte. Ori, în procedura penală, o să le prezentăm încălcarea principiului non bis in idem, situație care se suprapune într-o totul în această cauză. Am verificat cu rigurozitate atât ordonanța domnului Dumitriu de neîncepere a urmăririi, cât și ordonanța de astăzi. Vreau să vă spun că baza stării de fapt este identică. Cum dumneavoastră ați vorbit foarte plastic, poți să adaugi câteva detalii noi, poți să intri pe mai multe acte materiale. Spați puțin, poate sunt elemente grele, dar le-am verificat, da? Și le veți vedea și dumneavoastră, pentru că sunt convinsă mâine, din câte știu eu, colegii dumneavoastră de la un alt site de informare juridică vor publica ambele ordonanțe și veți putea vedea că acuzațiile de bază sunt identice. Sunteți foarte bine informați de cine o să publice și când o să publice în România. Puțin. Aveți surse jurnalistice foarte bune. Haideți să-l auzim pe Dragnea apropo de chestiunea asta. Dragnea invocă un dosar închis de DNA în 2013, dosar care este foarte similar cu povestea de astăzi. Aparent similar, pentru că povestea de astăzi, într-adevăr, este mai complexă. Apar și bani europeni, 21 de milioane, apar mai multe povești. Haideți să vedem declarațiile zilei. Astăzi am fost la DNA să-mi iau în primire al treilea dosar. Trebuie să recunosc că este o poveste lungă. Resping categoric toate acuzațiile. Ceea ce spun de ani de zile, și anume că nu am legături financiare, patrimoniale cu acea societate comercială, mențin. Vreau să vă spun că o parte din cele relatate astăzi au fost cercetate odată. Au fost cercetate odată, ăsta este argumentul lui Dragnea, dam bucura. Astăzi, în comunicatul celor de la DNA, o să rog pe colegi să-l dea,
se spune pentru prima dată în România, de către o instituție a statului român, nu de către presă, că Teldrum înseamnă de fapt Liviu Dragnea. Că de fapt toți proprietarii Teldrum, aparent scriptici, spune DNA, scriptici, proprietari scriptici, sunt de fapt interpuși lui Liviu Dragnea. Și de fapt business-ul ăsta mare de construcții cu cifre de sute de milioane de euro e de fapt afacerea familiei Dragnea. Punct. Asta este acuzația de bază care mi s-a părut mie cea mai mare greutate. Avocat, ați spus că știți cu toții, bun, de unde știți? Nici măcar procurorii nu... În anchetele pe care le-am făcut noi, doamnă. Nici măcar procurorii nu își susțin cu probe această afirmație. Dacă vreți să facem o polemică, eu vă spun așa, în afară de faptul că, deși nu sunteți în dosarul ăsta, avocat al domnului Dragnea, sunteți în alte dosare. Nu, dar sunt și în acest dosar să vorbim pe rând. În acest comunicat al DNA, că ați spus că s-a mai cercetat toată fapta, se spune foarte clar, citez, din acest comunicat al DNA de azi, prezentul dosar s-a constituit pe baza unei sesizări a OLAF, Oficiul European Antifraudă, transmise la data de 30 septembrie 2016. Pe fapte din 2011? Fapte. Da. Nu. Privesc fapte care au fost investigate și de domnul Dumitriu. Încă o dată. Unele fapte au fost investigate de domnul Dumitriu. Dar OLAF-ul, care nu e în subordinea nici al lui Dragnea, nici al lui doamnei Chioveși, că așa e OLAF-ul. E alt organism european, se ocupă cu fraudele din fonduri europene. OLAF-ul în 2016, după ce a fost mult închis acel dosar, și o să discutăm probabil mai târziu cum a început ancheta, pe care am început-o noi, doamnă, n-a început-o DNA-ul. Avem informații în exclusivitate. Da. Sabin, e o altă sesizare, încă o dată, de la OLAF, o nouă sesizare de la OLAF în 2016, pe alte fapte descoperite, care au unele legătură cu acele vechi fapte din 2010-2011. Domnul avocat, ăsta este comunicat. Aș vrea să dau și o replică. Mi-ați spuneți de unde știm noi, sau nici măcar procurorii nu susțin că ar exista această legătură sau acest semn de egalitate. Păi înseamnă că noastră nu știți știrea pe care o știm noi. Liviu Dragnea este suspect în acest dosar în care este anchetat Teldrum. Dacă n-avea o legătură și o calitate în povestea asta, îl chemau să bea o cafea cu procurorul și să-l trimite acasă. Așa că din moment ce i-au dat calitate de suspect, înseamnă că are o legătură pe care ne-o spun procurorii dându-i această calitate și nouă profanilor sau opiniei publice. Asta cred că e suficient. În câteva fraze, doar dacă permiteți, vreau să vă spun care ar fi cerința de dovadă pe care procurorii trebuiau să producă. Avem un registru în care sunt notați acționarii, chiar cu acțiuni la purtător, și evidența celor care încasează dividende. Aceasta este dovada certă cu privire la acționariatul, fie el și la purtător. Nu spun procurorii, doamnă, că e acționar domnul Dragnea. Procurorii spun că a creat un grup infracțional organizat, că nu e acuzat de abuz în serviciu, și că avea o firmă fiindcă, fiindcă a dat o decizie la Consiliul Județean. Stai puțin, e acuzat de grup infracțional organizat și dacă citiți, veți vedea că se și spune clar aici, se folosește cuvântul interpus, explică de ce Dragnea, ca președinte al Consiliului Județean, a privatizat această firmă, a dat-o unor foști colegi de facultate, că o să vorbim în această seară, cărora, după ce le-a privatizat-o, le-a dat și un credit să-și ia un aparat. Fără aparatul ăla nu puteau participa care la licitații. Stați să vedem declarațiile, că sunt foarte importante. Da? Și eu vă spun că aceste afirmații nu apare în ecuație. Vorbește Dragnea despre Fișcuci. Haideți să vedem cine o fi Fișcuci ăsta și care e povestea asta cu fostul coleg de facultate. Repet, pe mine mă interesează, da, imediat o să avem declarație, mă interesează cum pot proba procurorii în fața judecătorului care face justiție, că procurorul nu face justiție, că de fapt Teldrum este al lui Dragnea. Eu cred că Fișcuci ăsta ar trebui să spună, domnule, da, eu am fost interpus, cineva trebuie să recunoască. Sunt bani care pleacă din Teldrum. Păi vă explic foarte simplu. Da, dar asta nu este o dovadă a proprietății lui Dragnea. Nu. Poate că Teldrum a băgat bani în familia Dragnea. Dacă îmi faci contracte fictive și încalci legea și spui la un moment dat, domnule, am făcut contracte astea fictive pentru că m-a ajutat cu, nu știu, împrumutul ca să iau acel aparat fără de care nu puteam participa la licitații. Procurorii aici, ăsta nu e un dosar. Deci ceea ce citim noi acum, un foarte lung comunicat al DNA, făcut de o doamnă tânără pe care, mă rog, aflu că e chiar din Teleorman, că e culmea coincidență. O să vedem imediat despre, da, deci, procurorul de asta este un comunicat, nu este, acesta este un referat, nu este un dosar.
Dosarul, sigur că urmează, pentru că deocamdată e doar suspect domnul Dragnea, urmează să administreze probe, să fie audiat domnul Dragnea, să fie audiat domnul Pitiș, domnul... Bun, haideți să-l vedem Fișcuci. Pe Dragnea ce zice despre povestea asta și după aceea, da, despre povestea cu Fișcuci, da, proprietarul real. Pentru că, repet, cheia acestui dosar este proprietatea reală a companiei Teldrum. Mai mult, domnul Dacă Fișcuci procurorii pot dovedi că societatea Teldrum aparține de fapt lui Dragnea, cu dovezi, atunci se închide toată povestea legată de bani, legată de fonduri europene, se închide și povestea cu contractele, da? Pentru că aparent în momentul de față avem un funcționar public, Dragnea, care a semnat niște documente, niște lucruri în calitate de președinte al Consiliului de Țară în favoarea acestei firme. Dar cheia este, Teldrum este sau nu al lui Dragnea? Asta este întrebarea. Petre Pitiș, vă spune ceva numele domniei sale? Îmi spune, e deja celebru în presă. Marian Fișcuci? Sunt celebri în presă. Îi știți personal? Ați colaborat cu ei? Sunteți procuror? Spuneți, îi știți personal? Ați colaborat cu ei? Da. Asta nu este treaba dumneavoastră. Un dosar nou? Ce calitate? Ce informații aveți? N-am nicio informație, vă rog. Ce influență a avut Liviu Dragnea asupra soartei Teldrum? L-ați văzut în imagini, domnul puțin grizonat, seamănă puțin cu Liviu Dragnea, este proprietarul aparent al Teldrum. Nu, stai, el gestionează stai. O afacere stai. De vreo 300 Sirru. De miliarde Hai de euro. Hai să fim corect. Este competent, băiatul. Știe toată țara asta că e dat, revista Capital a dat topul ăsta. Top 20 de companii din România, ca cifră de afaceri, cu acțiuni la purtător. Teldrum e pe locul 3 din top 20 de companii ale României. Acțiunile, o parte din acțiuni sunt la domnul Fișcuci, care administrează. La domnul Pitiș are ceva, mai e o doamnă de pe acolo, are și ea ceva, care e director adjunct. Dar pe lângă aceste acțiuni, multe acțiuni sunt la purtător. Deci da. Nu există... Și unde sunt acțiunile? Băi, sunt la registrul acționarului, dar pe numele cui sunt, nu știm încă. O să vedem până această anchetă ale cui sunt acțiunile la purtător, ce fel de acte sau înregistrat de vânzare sau nu înstrăinarea lor. O să vedem, că procurorii fac anchetă, nu noi. Nu știm la cine sunt acțiunile la purtător. Îl dovedesc domnii procurori pe Dragnea, de fapt doamna, domnișoara procuror este doamna Alen Crăjan, o să vedeți cine este Eu, de fapt procurorul anchetator. Eu, ca să-mi continui ideea de mai devreme, am observat că pe Liviu Dragnea, în afară de aclamațiile din fața DNA, oamenii pe care sunt convins că se baza în această bătălie, l-au tot amânat și... A ajuns aici. Este cam singur în bătălia asta. Ție ți se pare esențial dacă acțiunile de la Teldrum sunt ale lui Liviu Dragnea? Cred că ar fost esențial, știu eu, înainte de alegerile din toamna anului trecut. Acum este o informație dintr-un dosar de fapt divers. Zici că e un dosar de fapt divers? De fapt divers de vine 20 de, de miliarde de euro? Nu, adică în sensul că nu din punct de vedere politic sau social relevanța acestui dosar scade foarte mult. Pentru că de acum orice mișcare va face acest partid vom avea impresia că este dictată și de situația din cadrul acestui dosar. Asta atunci, este cheia. Asta este cheia, Alex Macoveciu. Crezi că cei de la PSD îl vor arunca peste bord pe Liviu Dragnea? Dar nu l-au legănat atâta în jurul păi bordului. Da, astăzi a ieșit un consilier onorific al premierului Tudose, avocatul Piperea, care i-a spus în față, trebuie să scăpăm de Dragnea. Ăsta, Piperea, n-a avut nicio calitate în PSD. El are o singură calitate, este un bun avocat și încasează onorarii grase și este consilierul onorific al premierului Tudose. Și a spus, domnule, Dragnea trebuie să plece. Ăla nu are nicio calitate în PSD. A spus, domnule, Dragnea afară, pac, trebuie să scăpăm de el. Asta este o consecință politică, da, zile de astăzi pentru PSD și asta este într-un fel mesajul exclusiv către PSD. Noi ne ocupăm de Dragnea, noi am început chestia asta, acum faceți-vă voi ordine organizației-vă și preluați partidul pentru că, uite, noi îl ținem ocupat sau dacă nu ținem ocupat, cu siguranță o fragezim. Și cât timp îl fragezim noi, voi organizați-vă și să închidem repede povestea asta, că până la urmă cred că nimeni vrea să o luptă intestină pentru putere foarte lungă în PSD. Dar altfel, apropo de asta, că spunea 21 de milioane mare prejudiciu și sunt de acord că sunt foarte mulți bani, adică, neva, și 100 de mii de euro sunt foarte mulți bani. Dar
eu înțeleg că Dragnea, de banii ăștia, nu? Și-ar fi cumpărat, nu știu dacă e doar al lui prejudiciu, mă zic că e al tuturor, dar în fine, și-a cumpărat și casă în Brazilia, și-a făcut și moșia din Alexandria și-a făcut pe toate. Nu seamănă foarte mult cu Năstase, adică pe Năstase l-am prins pentru termopane și l-am băgat în pușcărie pentru că n-am avut cum să dovedim cu Petromul. Și acum am găsit o sapă pe fondul european lui Dragnea, în care duce de 21 de milioane și l-acuzăm că are o avere de miliarde. Să vă spun punctul meu de vedere pentru acest aspect. Veți avea foarte mare surpriză. Nu sunt autorizată pentru această informație, dar mi-o asum și o fac din respect pentru dumneavoastră și pentru telespectatorii dumneavoastră. DNA-ul nu o să aibă o sarcină deloc grea pentru acest dosar și vă spun acest lucru. De ce? Pentru că zilele acestea, colegii noștri, avocații din Bruxelles, vor investi Curtea Europeană de Conturi, care va prelua cercetarea tuturor contractelor și tuturor finanțărilor care privesc fondurile europene vis-a-vis de acuzații prevăzute de articolul 18 nici 1, pentru că este autoritate de audit prevăzută în contractele de finanțare despre care este vorba. Și în aceste condiții, câtă vreme Curtea Europeană de Conturi nu poate fi suspectată de o examinare partinică a acestui caz, nu cred că DNA-ul sau vreun procuror anume sau chiar doamna procuror șef va avea curajul să treacă peste concluziile Curții Europene de Conturi. Dar de unde știți că vor fi concluziile, doamna avocat? Ce zice Curtea de Arbit, Curtea de Conturi Europeană? Vedeți dumneavoastră, la nivel european, chiar avem o legislație previzibilă. Și dacă examinezi modul în care au fost derulate aceste finanțări și vezi legea europeană, concluzia o poți prevedea. Dar avem în altă instituție, doamnă, nu suntem de acord. Tot o organizație a Uniunii Europene, acest OLAF, de altfel a fost o comisie când s-a blocat, și aduc aminte, toți românii, s-au blocat toate fondurile regio în România, miliarde de euro, și o să vorbim imediat despre asta, că noi am dezvoluit în premieră la Adevărul asta, domnul Macoveciuc lucra și la Adevărul pe vremea și aduce aminte, și când s-a întâmplat lucrul ăsta, o instituție europeană a descoperit neregulile de la drumul vinului de la baronul Mocanu, de la nu știu ce baron pedelist de pe aici, de pe la Ilfov, și de la domnul Dragnea, onor, tel, drumuri asfaltate, interese. Iar asta e descoperită de un organism european. Doi, la cât drept știu eu, e adevărat mai puțin decât dumneavoastră, care sunteți o avocată de excepție, doamna avocat, să știți că Curtea Europeană asta de Conturi nu anchetează fapte penale. Ea anchetează, strict face un audit. Absolut. Iar DNA-ul nu va opri o anchetă penală în curs pentru că face o altă organizație europeană decât cea care a făcut sesizarea un audit. În cadru, da? Este procurorul de caz Alexandra Lâncrăjan, este procurarea originală din Telorman. Cea care i-a făcut dosarul lui Dragnea. Și știe care e situația în Teleorman, dacă e din Teleorman. Vreau dar un răspuns față de ceea ce ați prezentat. Argumentația noastră este corectă. Dar vreau să unim puțin cele două aspecte. Eu am spus că are dreptul la acest, nu are dreptul, este investită să efectueze acest audit extern. Raportul de audit și concluziile vor fi obligatorii în ceea ce privește legalitatea derulării acestor finanțări. Despre asta este vorba. Ori deci, un procuror român, dacă primește concluziile... Dragnea se va apăra cerând curții de conturi europene să vină să verifice aceste legalitatea acestor finanțări. Da? Dar vă rog să aveți în vedere... Dar avem OLAF-ul, care este tot instituție europeană, vă spuneam, care zice că s-au întâmplat neregulile acolo. Nu-mi pare rău. OLAF-ul, în mod justificat, dacă primește o plângere sau o sesizare care a semnalat anumite nereguli, trimite către organul de urmărire competent, dar nu a efectuat o investigație ca să trimite cu o concluzie a investigației. Tocmai de ce a trimis procurorul să efectueze investigații. Vreau doar atât să aveți în vedere. Domnul Dragnea nu se apără apărând legalitatea acestor finanțări. Dânsul este acuzat cu anumite autorizări pe care le-ar fi dat în calitate de președinte a Consiliului Județean. La fel, nu am poate autorizarea astăzi să vă dau aceste detalii doar pentru a onora interesul public. Domnul Dragnea, în acea perioadă avea atribuțiile delegate. Dacă într-adevăr era interesat cineva să afle implicarea reală a domnului Dragnea, a fi observat că nu a avut-o. Nu doar a semnat că dă el? Bine. Nu dă a bine el? La presă, nu a semnat el. Foarte dă bine interesant. La presă pentru a-l implica din nou pe domnul Dragnea într-o poveste poate stufoasă. Așa este cum atât de complicată pentru că Sabin dădea un element foarte important. OLAF-ul a verificat în anul de grație 2011 patru județe cu patru baroni. Doi au fost executați, doi au scăpat. Baronul de Ilfov
Chistache Rădulescu de la PD a scăpat și Liviu Dragnea de la PSD, Teleorman a scăpat. Ceilalți doi au fost executați. Pentru Mocanu la de la Buzău cu drumul vinului, dosar penal și așa mai departe. Și da, celălalt la fel. Care era al patrulea? Cred că Florin Popescu. Nu mai Florin știu. Popescu, da, de la Dâmbovița, nu mai da? Nu, haideți să vedem ce mai zice. A, de la Bacău, da. Pentru că atunci, la sfârșitul anului 2011, mi se pare că ministrul era Elena Udrea. Exact. S-a dispus o recalculare. Cei care s-au încadrat în acea recalculare... Au scăpat. Uite, nu-mi venea termenul. Au scăpat. Au scăpat și domnul Murgeanu. O să vă povestesc acum cum e cu Murgeanu. O să facem imediat, da, o să facem imediat o intervenție cu două personaje cheie din dosarul lui Dragnea. Personajele sunt Udrea și Răzvan Murgeanu, fostul secretar de stat. Dragnea zice în continuare că este o poveste politică, da? Și toată apărarea lui Liviu Dragnea are... contextul ăsta, da? O chestiune politică care îl vizează pe el, lupta împotriva DNA. Dar ceva parcă nu mai pușcă ceva după ziua de astăzi. Nu mai este, nu mai este motorul ăsta, nu mai este vântul în pupă. Și dacă apar după aia poze de la pomana porcului, cum poți să fii victimă? Vreau să văd, vreau să văd... Adică vezi că nu mănânci cu dușman. Păi, păi nu e Miorița, e o Miorița de DNA în stare pură. Deci am mâncat porc împreună și pe aceea tu m-ai băgat la pușcărie. Haideți să vedem pe Dragnea. Dacă până acum la celelalte dosare spuneați că sunt dosare politice, inclusiv condamnarea dumneavoastră a fost una politică, de data aceasta mai puteți spune că este un dosar politic? Miza este tot politică. Vă inclusiv toată... din partea partenerilor europeni? La ce vă referiți? La Olaf. Partenerii europeni. Eu vreau să văd dosarul. Vreau să văd ce s-a scris acolo și dacă eu sunt incriminat acolo și pe ce se bazează aceste incriminări. Da, dosar politic. Da, numai mie mi s-a părut astăzi dacă e politician... Liviu Dragnea ușor blegit, scuză termenul ușor. Asta am observat, adică, și eu. Iartă-mă, dar eu dacă m-ar fi chemat cineva, la, nu la DNA, la poliție, unde vrei, să mă întrebe de o companie cu care eu știu că n-am avut în viața mea nimic, nici în clinici, nici în mânecă. Și mi-ar fi sugerat aia acolo în spatele ușilor închise că mă pun sub acuzare sau nu știu ce. Veneam și rupeam hainele în față cu toată presa. Dom'le, niște ticăloși în spatele ușilor aici îmi spun de niște grozăvii, n-am auzit în viața mea, vă rog să mă credeți și nu știu, o să mă duc în toată lumea să încerc dreptatea. Sunt niște scroce aici în spatele ușilor. El... ușor blegit, repet. Așa mi s-a părut. Poate greșesc. O secundă, trebuie. Dacă, că... cumva, dacă cumva, domnule avocat, iertați-mă, dacă asta este strategia de apărare a Liviu Dragnea, că aduce un organism european care să facă o analiză și așa mai departe, vă spun câteva lucruri. Unul la mână. Dacă asta e o strategie greșită. Unul la mână, că eu nu cred că europenii o să-l scoată bazma curată. Vă mai amintesc un caz oarecum similar. Se numește Nelu Iordache. Și a ajuns unde a ajuns tot pentru că au sesizat alții. Nu vin pentru domnul Dragnea. Vor verifica. Domnul avocat, să vină ONU, să dăm o informație oamenilor. Olaf-ul ăsta,